În această lună, Comisia Europeană a aprobat programul operațional pentru infrastructură mare a României pentru perioada 2014-2020, în valoare de circa 9,5 miliarde de euro din fondurile Uniunii Europene. În masterplanul pentru transport intră autostrăzile Pitești-Sibiu, Bacău-Roman-Pașcani și Ungheni-Iași-Pașcani-Târgu Neamț. Autoritățile sunt optimiste, dar sceptice că finalizarea acestor drumuri se va face în următorii 5 ani. Cred că nu voi mai fi foarte tânăr și foarte în putere când noi voi vedea rețeaua de autostrăzi din România. Mi-aș fi dorit să prind și eu această rețea care să funcționeze și cred că a fost timp suficient pentru clasa politică care s-a implicat în administrație la nivel central ca în 25 de ani să poată să facă aceste rețele. Primarul Laurențiu Leoreanu este de părere că modul de concepere a acestor planuri pentru autostrăzi a fost unul întortocheat, deoarece nu există o legătură între ele. României nici nu-i trebuie foarte multe autostrăzi. Eu, România, așa aș fi gândit un X din nord-est în sud-vest și din nord-vest în sud-est, două autostrăzi mari, două din nord în sud centrale și una care să unească estul cu vestul. Deci mai mult de 4-5 autostrăzi mari n-ar fi trebuit. Restul să ai super drumuri, da? Cum are Italia. Dar noi nu avem, noi avem autostrăzi care pornesc de nicăieri și duc spre niciunde. Edilul Romanului spune că și porțiunea de autostradă de la Nătlac, inaugurată săptămâna trecută, nu ridică cu nimic standardele de drumuri ale României. Inaugurat acum o autostradă care leagă de la Nătlac zona aia cu granița. Bun, și până la Nătlac. Nu? Adică noi de fapt ce am făcut? Noi de fapt ce am prelungit? Am prelungit autostrada ungară în România, nu? Despre asta vorbim. Primarul Laurențiu Leoreanu spune că întârzierea publicării ghidurilor de finanțare, cele care oferă condițiile minime pentru eligibilitate, a dus la pierderea de timp și de fonduri. Nu spun că acest program cu autostrăzile n-ar fi bun, dar să vedem când începe. Pentru că gândiți-vă, nimeni nu spune acest lucru, că noi am pierdut 2 ani de fonduri europene, 2014 și 2015. Noi de-abia cu 2016, dacă vom începe să atragem, și vom începe aici, cred, aici nu sunt optimist, sunt realist, că vom începe cu 2016 să atragem fondurile europene. De altfel, noi în momentul de față chiar pregătim. Eu am programul scos și săptămâna asta, probabil mâine, dacă nu reușesc astăzi, voi avea o ședință cu factorii de resort ca din lista de proiecte pe care noi o avem să vedem fiecare pe ce axă îl pliem. Municipiul Roman a reușit în ultimii ani cu forțe proprii să mai reabiliteze din infrastructură. O cură de oxigen a venit prin planul integrat de dezvoltare urbană, prin care s-au modernizat 30 de străzi pe fonduri europene. Cele două ocolitoare s-au făcut cu banii bugetului local și abia 4 artere importante au fost anul acesta reabilitate tot din banii romașcanilor.